lovit și de el în construcția avionului. Probabil că a fost luat peste picior, cum se întâmplă, și a încercat să și-l protejeze cumva sub o altă formă și l-a mascat sub forma de jucării. Dacă vă uitați pe acel principiu, o să vedeți că efectul cuantă e prezent încă din 1911, dar nu l-a definit așa. Și o să vedeți că apare o interacțiune între două discuri care, din punct de vedere aerodinamic, așa, la prima vedere, n-ar trebui să apară. Numai că el o consemnează ca fiind o forță pe care o folosește deja la propulsie. Deci a făcut niște teste. Eu sunt absolut convins că tot ce a afirmat Henri Coandă de-a lungul timpului sunt lucruri reale. Chiar dacă el nu și-a amintit în totalitate niște amănunte după 40-50 de ani. Oricum, în memorie lucrurile se așează pe diverse... Sau poate la un moment dat a considerat că e mai bine să facă o sinteză a creației lui din perioada 1910-1911 ca să le anunțe ca și prioritare, nu neapărat să indice niște elemente capabile să reconstruiască acele avioane. De exemplu, el a spus că avionul lui avea rezervoarele în aripi. Noi până acum nu am găsit această dovadă, dar 1911 avionul din anul următor cu siguranță avea rezervoarele în aripi. La avionul prezentat la Paris, rezervorul se găsea undeva deasupra. Da, trebuie menționat faptul că motorul PSG, da, ce arătați dumneavoastră acolo, e într-adevăr un rezervor. N-aș putea să vă confirm că e cel de benzină, pentru că există un rezervor de apă. La radiatoarele care sunt montate de-o parte și de alta a fuselajului, chiar sub volanul respectiv, sunt două radiatoare lungi, vreo 2 metri, sunt radiatoare de răcire ale motorului și motorul respectiv, ca orice motor termic, are o butelie, un rezervor de apă. Deci undeva și undeva postat deasupra motorului trebuie să fie acel rezervor de apă, pentru că răcirea se făcea cumva gravitațional, dacă nu mă înșel, sau poate chiar și cu o pompă. Motorul avea oricum o pompă și o pompă de apă. Deci, și acest fapt era contestat în ce am găsit. Păi bineînțeles, și o să mai găsiți. Nu, dar care este treaba? La aceste întrebări, la aceste contestații, trebuie să se răspundă obligatoriu. Eu nu cred că el ar trebui lăsat așa. Am și un articol de Wikipedia și Wikipedia e un loc foarte căutat, da, în care foarte... Din Marea Britanie, probabil. Îl aveți? A fost o întreagă bătălie pe informațiile din Wikipedia. Unul din colaboratorii noștri din Finlanda, care ne-a contactat, disperat, domnule, să faceți ceva, că uite ce se întâmplă în Wikipedia. Exact, asta trebuie făcut. A fost exclus de pe forumul respectiv, tocmai pentru că aducea corecții. Lor le-a intrat în cap și nu le poate scoate nimeni și nici nu încearcă cineva să le scoate. Eu am zis că cea mai bună variantă este nu de a-i combate pe ei, ci de a ne face noi un site unde să prezentăm informațiile reale. Exact. Și încet, încet o să vină oamenii să afle informații reale de la noi, documentate, cu argumente și cu... Pe de altă parte, să știți, adică articolul din Wikipedia l-am citit cu mare atenție, mi se pare destul de neutru. Sunt prezentate mai degrabă două puncte de vedere, dar pe mine mă încurcă foarte tare și mă îngrijorează lipsa noastră de reacție. Da, acest pentru că... citat numai Dan Antoniu, care de fapt a făcut și schema aceea de motor, expunându-și părerile, da, și chiar contestând contestațiile. Este un dar eu cred că e de datoria noastră, a dumneavoastră, pentru că știu că de mulți ani, ne cunoaștem de fapt de foarte multă vreme, de foarte mulți ani pasionat de Coandă, eu cred că în permanență trebuie date replicile în limbile de circulație internațională, engleză, franceză, germană. Da, numai că noi ne-am făcut o altă strategie și nu o să stăm să dăm replici la toți, pentru că sunt prea mulți și ne consumăm timpul degeaba. Wikipedia trebuie să-i se dea replică. Deci nu e vorba de un form oarecare, este un loc în care unii se documentează. Va trebui să facem un site mult mai puternic decât informațiile care sunt prezentate acolo, astfel încât încet, încet oamenii să vină să se alimenteze direct la sursă. Pentru că noi le dăm, atât cât putem, le dăm informații primare, postate pe site-ul nostru, dar și link-uri către, eu știu, baza internațională de brevete sau, deși deocamdată avem brevetele postate la noi, către informații din Le Temps sau din presa vremii, care a apărut digitalizată și ne ajută foarte mult. Colecția din 1910 o am întreagă. Un lucru interesant care foarte ușor trece cu vederea și e de apreciat și efortul domnului Antoniu pentru a scoate acea carte. Fac o paranteză și spun că am făcut și fac în continuare invitație tuturor celor care pot să susțină cu argumente științifice
câteva capitole din, sau poate chiar o bucățică din istoria avionului cu reacție, să ne contacteze, pentru că noi intenționăm să scoatem o lucrare mult mai complexă, o lucrare de colectiv, care să dezbată exact ce spuneți dumneavoastră. Vă spuneam de informațiile pe care le-am captat din presa vremii. Puțin știu că în aceeași perioadă, deci chiar în decembrie 1910, la salonul de automobile, a fost prezentată Sania cu reacție a lui Henri Coandă. Sania cu reacție, care are același propulsor ca avionul, a doua variantă de propulsor, pentru că a avut două turbine. Prima turbină a fost cea cu care a fost prezentat avionul la salon și a doua turbină a fost cea cu care a fost testat. Și spune în interiorul brevetului celei de-a doua turbine că s-au făcut corecții în vederea îmbunătățirii randamentului, pentru că s-au observat inclusiv vibrații la prima. Deci a încercat să-și corecteze randamentul. Acea Sanie a funcționat și acea Sanie a fost cumpărată de marele duce Kiril al Rusiei. Adică chiar să-i dai o țeapă marele duce Kiril al Rusiei, mi se pare prea de tot. Nu că a urmat urmă cu tezaurul, așa da, că pare... Sania a fost botezat Ghiocelu, da. Pierz Niej, da, în franceză, și a fost botezată de câțiva preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse. Botezată, s-a făcut slujbă, da, s-a făcut slujbă. Din obiect. Da, așa scrie. Poate e și pe traducerea. Dacă așa scrie în presa vreme. Sfințită, botezată pentru că i s-a dat numele de care v-am spus. Da, vreau să vă arăt site-ul www.jet100.com. Cu mențiunea că nu s-a încărcat încă tot. Da, nu, da. Avem toate programele care ne trebuie. Da. Chestiile care țin de flash nu funcționează. Aha. Deci aici este site-ul. În care... Pe partea stângă, dacă vă opriți puțin prin zona MOV, o să vedeți brevetele și să deci dați click pe ele, se descarcă. Da, pe care să luăm? Păi uite, care sugerați? Pe mai jos puțin, acolo, sub aripă, ăla. Ăsta? Ăla de acolo. Da. Este brevetul cu jucăriile de care vă spun. Brevetul 4423... Așa, într-adevăr. Mergem să căutăm pozele, nu? Da, uitați-vă. Acesta este noul principiu reactiv. Două discuri care se cel de sus se rotește, cel de jos stă pe suprafața solului. Dacă cel de sus se rotește și îl vedeți varianta din figura a doua, că are niște palete care ajută la antrenarea aerului, aerul coboară pe discul de jos, ba mai mult decât atât coboară și sub discul de jos și îl trage să-l lipească de discul de sus. Și asta poate n-ar fi nimic. Dar problema e următoarea. Întreg ansamblu se ridică în sus. Uitați, în partea stângă este o primă variantă a acestui ansamblu, discul de sus se rotește, discul de jos stă, dar culisează pe cele două verticale pe care le vedeți și în momentul când începe să se ridice, se ridică întregul ansamblu, deci apare un fenomen de reacție care ridică întregul ansamblu. Iar în partea dreaptă discurile sunt lipite, cu acel distanțator din centru și se suflă aer de astă dată, aerul deviază conform efectului Coandă, explicat acum. Deci se suflă pe aici, se suflă pe acolo, vedeți o pompiță jos acolo unde se, așa? Da. Și se suflă în discul cel mic de sus, de pe discul cel mic sare pe discul de jos, creează o depresiune și ridică întregul ansamblu. Deci, fără să-și dea seama, el a brevetat efectul Coandă înainte de a conștientiza de fapt că este vorba de același efect care i-a deviat flăcările. El a observat și cu siguranță acest fenomen l-a observat la primul avion cu reacție. Pentru că brevetul ăsta nu are nicio logică cu tot ce s-a brevetat în momentul respectiv. Asta ar fi singura logică pe care am găsit-o, că el a vrut să breveteze un principiu, să se asigure că dar sub o formă care să nu-i deranjeze pe... Da. Nu-l observau în felul ăsta, da. Dar e un site pe care vi-l recomand cu căldură, pentru că eu știu că de... jet100.com de riguros sunteți, deci jet100.com e ușor de ținut. Un lucru interesant, că tot veni vorba de modul în care a fost el privit de atâtea ori, spune într-un articol din 56, dar din revista Flying, dacă nu mă înșel, descrie o participare de-a sa la unul din congresele de aerodinamică din perioada anilor 20, unde au participat numeroase somități ale vremii. Și
El nu a prezentat nimic, a fost întrebat la sfârșit de cineva de cine a prezentat și a spus că atâta timp când nu a fost invitat, nu a vrut să deranjeze pe nimeni cu ideile lui, deși avea niște realizări remarcabile la momentul respectiv, dar cei mai important spune că au fost lucruri foarte interesante care s-au vorbit, numai că toate lucrurile s-au bazat pe niște lucruri fundamentate și bătătorite dinainte și că cei care le-au prezentat își bazau teoriile pe acele lucruri vechi și spune, le era frică să fie altfel. Ei încercau să îmbunătățească vechiul. Asta se întâmplă cel mai des în tehnică. Deci, este un lucru bine de știut că în cazul vieții și activității lui Henri Coandă, multe lucruri nu au fost înțelese la momentul respectiv. Când a ieșit cu efectul lui în față? Asta este efectul meu, ziceți-i Coandă sau nu, cum vreți, dar iată-l cam când s-a întâmplat. În anii 30. Și când, 30. Și când a căpătat și greutate în afirmație? Păi, nu știu, la momentul respectiv, poate a căpătat greutate cu primele experiențe pe motoare termice, care ați văzut la ce concluzii au dat. Mai mult decât atât, acele depresoare montate la evacuare, nu numai că ajutau motorul să funcționeze, ci și făceau ca arderea să fie cât mai aproape de o ardere completă, pentru că monoxidul de carbon era prezent zero în analiza gazelor de evacuare. Deci ajuta foarte mult la ardere această evacuare rapidă și măsurătorile au dus la, și sunt prezentate în lucrarea lui Albert Metral din 1938, acele tabele de grafică de forță de cuplu și de turație și acele indicații referitoare la compușii chimici și măsurați ai gazelor care confirmă ce vă spun acum. Efectul Coandă acum este mult mai cunoscut, poate prin intermediul farfuriei zburătoare. Pentru că una din preocupările lui, și dacă o să rulăm prezentarea, o să ajungem și la niște imagini, una din prezentările lui este prin intermediul farfuriei zburătoare. Aici vedeți conceptul primar de farfurie zburătoare, care se baza pe lipsa piețelor mecanice în mișcare, pe decolare, aterizare verticală, staționare la punct fix. Astea au fost lucrurile care a vrut să le urmărească. Iată și prima farfurie zburătoare. Probabil un astfel de prototip a fost văzut și de inginerul Radu Manicati de la Paris, care mi-a declarat înainte de a muri cu câțiva ani că a văzut funcționând așa ceva și că s-a ridicat, alimentată fiind de la rețeaua de gaz, metan, a Parisului, atenție că l-am întrebat de două ori, că am crezut că nu înțeleg bine. Deci de acolo a fost alimentată, de la rețeaua de gaz, metan, a Parisului, s-a ridicat și s-a lipit de tavanul laboratorului atâta timp cât a fost alimentată și a rămas acolo. Într-o altă declarație a unui fost colaborator, vorbește de o aerodină de câteva sute de kilograme care a fost testată și care în momentul când a fost pornită a plecat fulgerător în sus, a spart tavanul și a căzut undeva afară. Eu cunosc istoria unei aerodine din Canada care s-a ridicat, a dat câteva, cum spun piloții, bumburi pe, și atât de tare s-a zguduit încât, și atât de tare intra și în vibrații încât au trebuit să o refacă. A costat din ce în ce mai multă refacere, războiul se terminase, nu mai era nevoie de niciun fel de invenție nouă și aparatul a fost lepădat și pilotul a plecat, constructorul a plecat din Canada. John Frost a fost inginerul britanic care a fost... Și a venit un moment în care au descoperit aparatul de zbor. El era încă pus într-un... Da, este și acum expus la un muzeu, nu știu dacă în Canada sau în Statele Unite, s-ar putea să fie în Statele Unite pentru că aparatul a fost dus în Statele Unite urmând să îi se monteze niște derive pentru stabilitate și inginerul s-a opus, el a spus că vrea farfurie și nu vrea avion. Inginerul care s-a retras după război la uzinele Avro și care a stat la baza proiectării acestor aparate de zbor, au fost o serie de aparate discoidale atunci, unul singur folosea efectul Coandă și a fost instabil pentru că n-au știut să-l proiecteze, după părerea mea. Există o scrisoare în care uzinele Avro îl contactează pe Henri Coandă și după ce au avut niște eșecuri, mă gândesc uitându-mă la Ana, așa